Doi dintre cei mai cunoscuți luptători din România, Andrei Stoica și Alex Filip, au venit cu proprii copii, dar și cu elevii lor, la Cupa Telur. Este un eveniment de genul ăsta pentru un copil? Din moment ce e sala plină, sunt cluburi din toată țara, eu zic că e destul de important. Adică, cred că s-a reușit un eveniment bun. E ok pentru sport ce se întâmplă, cât timp acești copii sunt aici și practică un sport, e ok. Sunt sigur că după două, trei evenimente de genul ăsta vor rămâne, se vor lansa câteva nume de copii. O să vedem chiar arbitrați de tine în următoarele gale Dynamite? Cred că mai ai de crescut sau eu mai am de îmbătrâniți. Încă nu. Așa, bine! Hei! Dai piciorul! Cum e moro să fii înconjurat de atât de mulți copii? Este o satisfacție extraordinară să fiu înconjurat de atâția copii. Promoția Dynamite Fighting Show investește în viitor, iar viitorul sunt copiii. Suntem foarte fericiți că ne extindem acest proiect și trebuie să căutăm viitori campioni ai României. Cum a venit ideea de a dezvolta și proiectul ăsta dedicat copiilor? Păi, e foarte simplu, am foarte multe filiale Scorpions, văd așa de mulți copii, am mai mulți copii de vârstă sub 14 ani care vin la sală decât ceilalți care au vârsta peste 18 ani. Și am zis că, băi, se pare extraordinar să avem atâția copii să vină să facă sportul ăsta. Și am zis că hai să facem o competiție, haideți să încercăm să căutăm și noi eroi și sperăm să găsim viitorii eroi români. Crezi că a contat pentru ei faptul că tu ești aici? Cât de mult crezi că a contat? Băi, nu știu exact cât de mult a contat faptul că sunt aici, dar este bine ca acești copii să aibă un reper. Că este Cătălin Moroșanu, că este Benedecui, că este Raul Cătinaș, contează să aibă un reper și după care să viseze, știi? Și să ajungă acolo unde am ajuns și noi. Ce mesaj le transmiți? Dragi copii, visați să ajungeți cât mai sus. Visați să cuceriți Everestul în fiecare zi și îl veți cuceri. Alex, ai avut emoții mai mari în colț decât în ring? Am niște emoții extraordinare, nu doar când luptă fata mea, când luptă toți copiii de la clubul nostru. Este îngrozitor să stai în colțul lor, însă satisfacția este nemărginită atunci când ei câștigă sau mai ales atunci când ies campioni sau sunt pe podium. E primul trofeu pentru Alessia? Nu, este la al cincelea concurs, dacă nu mă înșel. Până acum a pierdut doar o singură dată, în rest le-a câștigat pe toate. Însă la acest concurs a luptat cel mai bine dintre toate, m-a ascultat, a ascultat tot ce am spus. A fost exact cum mi-am dorit. Alessia, cum e să-l ai pe tati antrenor? E foarte frumos și mă simt foarte bine. Îl asculți mai mult acasă sau atunci când ești la sală? Ambele. Vrei să devii o luptătoare sau îți dorești să faci altceva pe viitor? Nu, îmi doresc să fiu o luptătoare. Da? Să fii ca tati? Da. Eu nu vreau. Glumesc.
Glumesc, sper să facă ceea ce își dorește, însă sportul de la o vârstă atât de fragedă îi pregătesc pentru viața așa cum trebuie, iar mai ales acum în copilărie este foarte important să facă mișcare. Mihai, la fel de dedicat și în colțul lui Cătălin Moroșanu și în colțul celor mici. Păcate, asta e munca care nu se vede la televizor, e o muncă de 18 ani. Avem campionate care încep dimineața la 9 și termină seara pe la 2. Asta e munca care nu se vede, repet, în spatele unui campion stă o întreagă echipă, iar Cătălin, ca să aibă meciul oficial, a trebuit tot timpul să aibă parteneri de antrenament. Iar pentru parteneri de antrenament au trebuit să fie foarte mulți campioni creați, care să fie la un nivel mediu, care să-i facă față. Vă dați seama, să ai 4 luptători care să facă față lui Moroșanu, trebuie să mergi cam un an de zile pe la toate campionatele. Cu câți copii am văzut că ai venit cu un autocar plin. Deci clubul Scorpions total, cu toate filialele, am venit cu 100 de sportivi. Toate, dar am fost din Ciortești, din Scobiți, din Hârlău, din Onești, din Iași. Sunt niște sportivi care pot călca pe urmele lui Cătălin de la Scorpions? Da, vă dați seama, toți antrenori avem un vis, toți ne dorim să descoperim un sportiv talentat. Câteodată ne ajută Dumnezeu și găsim, câteodată trăim cu speranța. Știți cum este, încercăm. Normal că avem acum, este Ștefan Lătescu, care o să-l vedeți cât de curând. Este un sportiv care a reușit să fie de 4 ori campionul României la box, vicecampion mondial în Thailanda, e un produs foarte, foarte mare. Cum ți s-a părut competiția până acum? Foarte, foarte frumoasă. A fost prima competiție fără taxă de participare. Chiar m-am bucurat că l-am văzut în pauza de masă toți copiii cum primeau sandvișuri. Au fost așa de multe încât copiii mei nici nu mai puteau mânca. M-am dus la ea, m-am luat o porție. Nu mai putem mai, deci a fost ceva foarte, foarte special, chiar contează foarte mult, știți, pentru copii la un asemenea campionat, n-ai de unde să cumperi mâncare, pauza este câteodată la o oră nepotrivită, n-ai chioșcuri pe lângă și a fost foarte ok. Așteptăm și cadouri, am văzut niște cadouri frumoase la Telur, acolo e ceva ok. Suntem onorați de faptul că unul dintre partenerii noștri strategici, Telur, a acceptat să facă parte din acest proiect. Tocmai de aceea niciunul dintre sportivi nu a trebuit să plătească taxe de înscriere. Am încercat să le oferim și un minim de condiții, un sandwich de apă, pentru a putea să-și facă treaba liniște. Sincer, mă bucur să văd că au venit atât de mulți copii și juniori la acest eveniment, chiar dacă obiectivul inițial al Dynamite nu era zona de amatori. Ne suntem bucuroși că am putut contribui la dezvoltarea sectorului juvenil și cu siguranță pe viitor vom continua să investim în această zonă, mai ales că 3 dintre sportivii care luptă astăzi aici vor primi bursă de merit, vor merge la campionatul mondial din Irlanda, vor avea totul asigurat acolo și sperăm să pună România pe primul loc în clasament. Și totodată îi vom ține sub observație pentru ca atunci când vor face vârsta senioratului să poată să-și facă debutul în Dynamo. Trei din trei vor merge și la mondialele de ISCA. Crezi că în viitor îi vom vedea și în galele Dynamite? Păi, doi din trei vor reprezenta România la campionatul mondial din Irlanda. Și dacă ei o să facă acolo o figură foarte frumoasă, cu siguranță vor avea loc și în promoția noastră Dynamite Fighting Show. Deocamdată sunt juniori, sunt copii, dar oricând putem să îi promovăm în momentul când vor ajunge la maturitatea deplină, să poată să facă și pasul către profesioniști. Vei găsi un om Moroșanu aici la Cupa Telur? Băi, eu îmi doresc să găsesc un om Moroșanu la Cupa Telur. Văd niște copii extraordinari, văd atâta dedicație, văd părinții lor cum stau sus și se uită mamă și încurajează. Îmi place ceea ce văd și pe lângă faptul că avem o promoție, reușim să, să, să,
să facem bucuroși mulți părinți și mulți copii. În episodul următor îl urmăm pe Cătălin Moroșanu la Piatra Neamț. La bătălia Moldovei cu numărul 2, echipa lui Cătălin Moroșanu va da piept cu cea lui Remi Boniaschi.